don't want to hear these words. Nu vrem să auzim aceste cuvinte. Do we? Așa e? Așa e. Așa e. We want to hear well done. Noi vrem să auzim bine, rob bun și credincios. Amin. Remember from this text. Vă aduceți aminte din acest pasaj. The man was accountable for what he did with what he had. Acest om a fost, i s-a tras socoteală din ceea ce avea, din ceea ce a primit. And that's what we're accountable for. What we do is what's inside of us. Și noi, de aceea vom fi trași la socoteală pentru aceasta, pentru ceea ce avem. God does the work. Dumnezeu face lucrarea. We just become obedient to Him. Noi trebuie să fim doar ascultători. And the glory goes to Him. Și gloria se duce la. And how great our fruit is up to Him. Și tot cât de mare este roada. We just place ourselves in the process. Noi doar trebuie să trecem prin acest proces. Amen. Amen. All of us have a gift. Cu toți avem un dar. And it's precious in the eyes of God. Și este prețios în ochii lui Dumnezeu. You see, some people may not be able to see your gift. Vedeți, unii oameni poate că nu God knew it was there the moment you were conceived. Dar Dumnezeu deja l-a pus acolo în momentul când ai fost conceput. Him it is precious. Și pentru el este prețios. But it will become precious to others as well. Dar de asemenea va fi prețios și pentru alții. As we give ourselves to God. În timp ce noi ne dăruim Domnului. Every man is a friend to him who gives many gifts. Orice om este prieten cu cel care are multe daruri. What gives you worth? Ce îți dă ție valoare? Is it the car we drive? Este mașina pe care o conduci? Este banii pe care i-am? Is it the clothes we wear? Hainele pe care le purtăm? Is that what gives us worth? Asta ne dă nouă valoare? No way. No. Nici cum. No. Deloc. But the gift inside of us. Darul care l-avem în noi. Given to us by God. Care l-am primit de la Dumnezeu. That gives us worth. Asta ne dă nouă valoare. That gives us value. Asta ne And that's what we need to see. Asta vrem ca să vedem. Many people in America, especially, mulți oameni din America, get caught up in what they have. Ei sunt prinși în ceea ce au. They think if they have a big house, or dacă au o casă mare, or a nice car, sau o mașină frumoasă, or really nice clothes, și dacă au, that's what gives them value. Oh, asta le dă valoare. And value is given to us by God. Dar valoare le primim. And not only is it the value that God places in us, și acest lucru este pus în noi. It's our value to the world. Ci este, noi trebuie să dăm înapoi lumii. We're valuable to this world. Noi suntem valoroși pentru cei din jurul nostru. Because of us? Datorită nouă? No! Nu. The gift inside of us. Ci datorită darului pe care este nou. That's what's valuable. Acesta este valoros. Your worth is determined by your gift. Valoarea ta este determinată de darul tău. The gift that you were born to deliver to humanity. Și darul cu care te-ai născut ca să dezvolți pentru umanitate. I was born. Am fost născut with a gift. Cu un dar. To deliver to other people. Ca să îl dau. It's not just about me and nu you. Este vorba doar despre mine It's și de tine. What we do for the kingdom este of vorba God. Ceea ce noi facem pentru împărăția lui. How can I help somebody else? Cum pot să ajut How can I serve somebody? Cum pot să slujesc cuiva? How can I serve humanity? Cum să slujesc umanității? All of us are servants. Cu toții suntem slujitori. Da? Da? So serve. Așa că slujim. With all of your heart. Cu toată inima ta. Do what God has called you to do. Să faci ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci. Remember this man in the scriptures. Vă aduceți aminte de omul acesta din scriptură. Bezaleel. Was filled with the Holy Spirit. Acesta a fost umplut de Duhul Sfânt. What was his purpose? Care era scopul lui? Was his purpose to deliver the law? Ca să dezvolte legea? No. Was his purpose to lead Israel? A fost scopul lui ca să conducă Israel. That was not his purpose. Nu, asta a fost scopul lui. But he was gifted. Dar a fost dăruit. He was gifted by God. A fost dăruit de Dumnezeu. And part of his giftedness was working with his hands. Și darul lui era să lucreze cu mâinile lui. But not only to work with his hands. Nu numai ca să lucreze cu mâinile lui. But to see the vision of God. Dar să vadă viziunea lui Dumnezeu. And then produce what God put in his heart. Și să producă ceea ce Dumnezeu i-a pus în inima lui.
for all of the nation. Pentru toate națiunea. God gave him wisdom. Dumnezeu i-a dat înțelepciune. God gave him understanding. Dumnezeu i-a dat cunoștință. God spoke to Moses every detail of the tabernacle. Dumnezeu i-a vorbit lui Moise fiecare detaliu al cortului, fiecare dimensiune. How it was supposed to be built. Cum să fie the material that was supposed to come together. Din care trebuia să fie construit și pus împreună. God also gave this man. Dumnezeu de asemenea a pus dar în acest om înțelepciune ca să le aducă toate împreună și să construiască every piece of furniture. Fiecare parte din acest mobilier. I know a little bit about construction. Eu cunosc puțin despre construcții. But I am not going to build it like this. Nu pot să fac o construcție ca aceasta. Fratele Joel. Call of God. Fratele John este chemat de Dumnezeu, Joel în română. Master builder. Yes, I'm getting there. Awesome, awesome. The gift of internet. Please, we have many gifts. He's trying to știu asta, lasă-mă că știu mai bine. Master. E păstorul lui doar, nu? But God spoke to his heart. Dar Dumnezeu a vorbit inimii lui. He said he is a master builder. Și el este maestru constructor. Can he build buildings like this? Poate să facă clădiri. Yes. Da, poate. But the call of God was much more than this. Dar chemarea lui Dumnezeu este mult mai mult decât atât. Not only a master builder of the natural building. Nu numai că este maestru în construcții. But to build people. Naturale, dar to build the church. Zidește oameni, zidește to biserica. To build the kingdom. Zidește împărăția lui Dumnezeu. All of us have a gift. Toți avem un dar. His is to be a master builder. Lui este să fie maestru în construcții. Physical, spiritual. Fizic și spiritual să zidească. This man was the same way. De asemenea și omul acesta a fost la fel. And when we operate in our gift, și când noi lucrăm cu darul nostru, atunci noi avem valoare. He built the Ark of the Covenant. El a construit chivotul. And the tabernacle and everything. Și cortul și toate lucrurile de acolo. Jesus selected fishermen. Why? Și Domnul Iisus a ales pescari. De ce? Because he needed somebody to catch the next meal. El avea nevoie de cineva care să prindă pe următoarea masă. No, he saw in them that they could be fishers of men. Nu, a văzut un om care să fie pescar de oameni. That there was giftedness inside of them. Pentru că erau darurile în el. Your value is determined by your wealth. Este determinată de ceea ce ai. And your wealth is the gift of God inside of you. Și această bogăție este determinată de valoarea care este în tine. So how will you bless the world? Așa că cum binecuvintezi? How will you bless others? Cum binecuvintezi pe alții? That's what makes you valuable. Asta te face pe tine valoros. How you can help somebody else? Cum lucrezi cu darul tău să binecuvintezi pe altul. Make yourself valuable. Fă-te disponibil pe tine însuți. Then you'll receive worth. Și atunci vei primi valoare. So how do I become valuable? Cum să fiu eu valoros? We talked about it earlier. Am vorbit înainte. The will of God. Voia lui Dumnezeu. The plan of God. Planul lui Dumnezeu. The purpose of God. Scopul lui Dumnezeu. The gift of God. Darul lui Dumnezeu. That gives us value. Asta ne dă nouă valoare. And God put that there. Și Dumnezeu a pus lucrurile acestea acolo. We uncover the gift. Și noi descoperim aceste daruri. Să descoperim care sunt. This young lady had a gift. Aceasta a avut un dar. Nadia. Yes. The other day I took a picture by her statue. Zile, câteva zile în urmă am făcut o fotografie de statuia ei. Deva. Gift. Dar. We all have a gift. Cu toți avem un dar. What gives you worth? Care îți dă valoare. It's not about how you are. Nu este vorba despre. It's not just about you. Nu e vorba despre tine, ceea ce ești. What we do for others. Este ceea ce faci tu pentru alții. It's how you are different. Este cum vei fi tu diferit. The very first time that Frate Leroy came to my church in America. Prima dată că am venit în America. I was giving him the introduction to come and speak. I-am făcut o introducere ca să vină prezentare, să vină ca să vorbească. And this is how I introduced him. Și uitați cum l-am prezentat. I present you Brother Roy, our missionary from Romania. Vă prezint pe fratele Roy, misionar din România. But he is not normal. Dar nu este normal.
His brother, ca frate sunt, like his brother. His style. Stilul lui. Roy has a style that's all his own. Roy are stilul lui personal. If I try to be like Roy, dacă eu aș încerca să fiu ca fratele, that's not my value. Asta nu dă mie valoare, nu-i valoarea mea. If I never. He's unique. Aren't they unique? Yes. I can't be like Dr. Bebe. Dr. Bebe. Never. Never. Don't even try. Nor can Dr. Bebe be like me. Și nici și doctorul Bebe nu poate să fie. We're all different. Cu toții suntem diferiți. That's how God made us. Așa a Dumnezeu ne-a creat. And that is beautiful in the eyes of God. Aceasta este frumos în ochii lui. So how do you see yourself? Așa cum te vezi tu pe tine însuți? A lion. Leu. Don't look about. Oh my! I can say, oh, I wish I had hair like Pastor David. I would take the gray hair just to have hair. Blue eyes. Oh, I wish I had hair. We see ourselves. Filled by God's power. Umpluți de puterea lui Dumnezeu. So we don't see ourselves as a little cat. Așa că nu ne vedem. We discover the gift. Pisicuțe mici, darul lui care îl avem în noi. What would you do for God if you had no fear? Ce ai face pentru Dumnezeu dacă n-ai avea frică? Oh. This little cat has no fear. Această pisicuță n-are frică deloc. Look at all of these dogs. Uitați acești doi stresați. They're ready to attack. Sunt gata să atace. Ei, a trecut printr-un proces. That dog was follow the process. Yes, trained. Yes. Au fost pregătiți. And that's what God wants us to do. Aceasta vrea Dumnezeu. He doesn't want us to live in fear. Noi nu trebuie să. He wants us to live in our gift. În frică, să fim în frică, ci what kind of fear can we have? Fear of failure. Ce fel de frică putem să avem? Frică de eșec, de faliment. It's okay to fall. Este în regulă dacă caz. Dacă se întâmplă să caz. Da? Da? As long as you get back up. Dar dacă dar trebuie să te ridici, atâta timp cât te ridici. Și să înveți din acea cădere. We can't let fear of failure stop us. Nu putem să lăsăm frica de faliment ca să ne oprească. If we live in fear, we do nothing for God ever. Dacă trăim în frică, nu putem să facem nimic. Call us to have courage. Trebuie ca să avem. Call us to have faith. Trebuie să avem credință. Call us to be bold. Trebuie să. He's called us to step out of the boat. Să ne ridicăm și să. And walk in the gift that He's given us. Și să umblăm în darurile pe care El le-a dat. Nu în frica de faliment. We can't have fear of what people will say. Nu trebuie să avem frică de ceea ce vor spune oamenii. We please one and one only. Noi trebuie să îi plăcem lui Dumnezeu. We want to please God. Noi trebuie să îi facem plăcerea lui Dumnezeu, să mulțumim pe El. Amin. Amin. Fear of making mistakes. Teama de a face greșeli. We all make mistakes. Cu toții facem greșeli. We was eating the other night. Doar ce serveam masa, fratele Joel wanted to speak some Romanian to the waitress at the restaurant. Și fratele Joel încerca să vorbească cu o chelneriță de acolo de la restaurant. And what did he say to me? Mâncă masa. Mâncă masa? Da. Vreau să-i mulțumesc. Eram la Arad, acolo serveam. Eat the table. Și eu zis, mâncă masa. Vreau să-i spună mulțumesc. Mâncă-ți masa. Ceva de genul ăsta. We all make mistakes. Cu toții facem greșeli. She just smiled. Și ea doar ce a zâmbit.
She knew we were American. Știa că suntem americani. We don't speak such good Romanian. Nu prea vorbim noi așa de bine românești. We can't let fear stop us. Dar nu putem să lăsăm frica. God has called us to have faith. Dumnezeu ne cheamă să avem credință. To be what He's called us to be. Ca să fim ceea ce El vrea ca noi să fim. Lead in the area of our giftedness. Să lucrăm în zona darului. And allow God to work in us. Și să îi dăm voie lui Dumnezeu ca să lucreze în viața noastră. God's call is you. You hear? Our gift will make a place for us. Darurile ne vor face loc pentru noi, ne vor face bring us to a place of ne vor duce într-o zonă, într-un loc ca să take us places that we can't go by ourselves. Ne duce în locuri în care nu putem. Our gift will do that. What God's doing. That's why we develop that. That's why we go through the process. De aceea trecem prin procesul acesta. God will make room for us. Pentru că Dumnezeu va face to glorify His kingdom. Ca să glorificăm împărăția lui. Mother Teresa. Maica Teresa. Short. Mică, na, statura. Just over a meter. În jur de un metru și ceva. Un metru și ceva. 1 meter, 1.52. She had a heart for people. Avea o inimă pentru oameni. Here she is. She's standing in front of the princess. Diana. Princesa Diana. Her gift made room for her. Și darul i-a deschis drumul, căi pentru ea. She was a princess. Da, asta era prințesă. She was beautiful. Era frumoasă. But did she change the world? A schimbat fața lumii. I don't know. Nu știu. But Mother Teresa. Dar Maica Teresa. Ah. She used her gift. A folosit darul. And it made room for her. Și darul i-a deschis. Is it worth it? S-a meritat. Merită. Se merită? Amin. 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 It is worth it. Se merită. So true leadership is to discover our purpose. Așa că adevărata conducere este să descoperim scopul. Why do I exist? Why did God put me here? De ce exist? De ce Dumnezeu m-a pus aici? Your purpose is connected to your gift. Scopul este conectat cu darul tău. And your gift is an indication of your purpose. Și darul este un indicativ pentru scopul tău. Many stars around the world. Multe stele de pe vedete de în lume. Michael Jackson, you know him, right? Some people think some of these stars think that people love them. Vedetele astea, oamenii iubesc. But when they're away from everybody else, dar când sunt doar ei singuri, they're lonely. Sunt singurați. They're addicted to things. Sunt dependenți de lucruri. They don't realize that people may love their gift. Ei nu realizează că oamenii pot iubesc darurile. But just like everybody else, he dies. Dar ca și ceilalți, a murit. He died by a drug overdose. A murit de o supradoză de alone. Singur. Not in front of a crowd. Nu în fața mulțimii. Not singing a song. Nu cântând. By himself. Doar el însuși. God has a gift for us. Dumnezeu are un dar pentru noi. And our gift is valuable to God. Și darul nostru este valoros. And it's valuable to this world. Și este valoros pentru oamenii din jurul nostru. And bring us to the place that God wants us. Darul nostru ne va duce în locul unde vrea Dumnezeu să ne ducă. Your gift will take you. Darul tău te va duce. Where you can't take yourself. Acolo unde nu poți să mergi tu de unul singur. Yeah.